Grav accident rutier produs pe drumul național 6 în zona Taverna Sârbului. Un tir și o auto utilitară s-au ciocnit, iar în urma impactului au fost rănite două persoane aflate în autoplatformă. Noaptea trecută, trei echipaje de pompieri din cadrul detașamentului Drobeta Turnu Severin au intervenit cu o auto specială de descarcerare, o auto specială de stingere și o ambulanță SMURD la un accident rutier produs pe drumul național 6. Victimele, printre care și un tânăr de 31 de ani, șofer al autoplatformei, au rămas inițial încarcerate. Noaptea trecută, trei echipaje de pompieri din cadrul detașamentului Drobeta Turnu Severin au intervenit cu o auto specială de stingere cu apă și spumă, o auto specială de descarcerare și o ambulanță SMURD la un accident rutier produs pe drumul național 6. În urma impactului dintre un autotren și o autoutilitară, două victime au rămas blocate în autoutilitară, fiind nevoie de intervenția echipajului de descarcerare pentru extragerea acestora. Victimele, doi bărbați în vârstă de 33, respectiv 38 de ani, au fost transportate la unitatea de primiri urgență Drobeta Turnu Severin, conștiente și cooperante, de către echipajele SMURD și SAJ. Se pare că tirul ar fi ieșit din parcare după ce a derapat și s-a ciocnit cu autoplatforma, care circula cu viteză. Minute în șir, traficul a fost blocat, pompierii au asigurat și măsurile de apărare împotriva incendiilor la locul evenimentului. De asemenea, a fost deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.